Bine v-am găsit astăzi la rețeta de ardei iuți murați în oțet. Eu astăzi voi folosi 1 kg și 400 de grame de ardei. Ardei bulgărești, ardei roșii iuți și ardei verde iute, pe care îi voi combina în borcane. 600 de grame de zahăr, poate îmi veți spune că este foarte mult zahăr, însă eu această rețetă o știu de la bunica mea și credeți-mă, este extraordinară. Încercați măcar o dată și veți vedea. 1 kg de oțet de 9 grade și 2 linguri de sare grunjoasă neiodată. Mi-am separat aici ardeii iuți de ardeii bulgărești care nu sunt iuți deloc, pentru a-i putea combina în borcane și pentru a nu încurca. Bineînțeles, ardeii puteți pune și întregi. Iar acum mă voi apuca de amestecul pentru ardei. Pentru amestecul pe care îl voi pune în borcane peste ardei, se pun la fiert 1 litru de oțet, 1/2 de pahar de apă, 2 linguri de sare grunjoasă, neiodată, și zahărul. Vom lăsa la fiert până ce sarea și zahărul se vor dizolva complet. Acum mă voi apuca să aranjez ardeii în borcane. Amestecul la fiert îl voi lăsa acum 5-10 minute să se răcească puțin. Între timp mi-am pregătit borcanele cu ardei. În acesta am pus și eu ardei întregi. Iar când se va mai răci puțin, voi turna peste ardei și îi voi închide ermetic. În aproximativ o lună ei vor fi gata de consumat. Am așezat borcanele pe o tavă de metal pentru a nu se sparge, deoarece amestecul este încă cald. Voi începe să umplu borcanele. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și sper că veți încerca măcar o dată rețeta mea. Vă doresc spor la gătit!